Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Școala Gorjeană. Avem astăzi o emisiune dedicată în exclusivitate Colegiului Tehnic General Gheorghe Magheru, unul dintre cele mai importante licee din Gorj. Spunem bun venit domnului director Marius Buzerea în această emisiune. Bună seara dumneavoastră și la telespectatorul dumneavoastră! Începem de astă seară, deci de fapt emisiuni speciale dedicate unui, să spunem așa, eveniment foarte important din viața liceelor. E vorba de procesul de admitere la clasa 8-a care se va desfășura la începutul lunii iulie. Elevii de clasa 8-a fiind acum la ora când ori primesc vizitele unor licee din Târgu Jiu, din Gorj în general, ori merg în vizite la aceste unități școlare, a fost și Târgu Educațional organizat de CJR Gorj, sau și mai mult, iată, prin intermediul media, se face cunoscută această ofertă școlară. E drept că unele licee au nevoie mai mult de promovare, altele de mai puțin. Asta și în funcție de rezultate și de imaginea pe care și-au creat-o în timp. Într-o situație, aș putea spune, fericită, se găsește Colegiul Tehnic General Gheorghe Magheru, care în general are și o presă bună, dar sunt și foarte multe rezultate în ultimii ani care recomandă acest liceu drept cel mai important liceu tehnologic din județul Gorj și la bătaie acolo foarte sus cu colegiile teoretice. E corect ce am spus eu până acum? Da, este foarte corect, numai dacă îmi dați voie să vin cu câteva mici completări. Prima dintre ele ar fi că, într-adevăr, este o etapă foarte importantă a procesului educațional, procesului desfășurat de o unitate școlară, de un liceu în speță, și anume partea, mă refer la ceea ce spuneam dumneavoastră, la partea de admitere, dar să știți că acum avem două părți foarte importante, este vorba de examenul de bacalaureat pe care îl pregătim și examenul de admitere, deci practic avem două poate cele mai importante activități de care pentru care se pregătește și pentru care muncesc tot personalul instituției un an întreg. Haideți să le luăm pe rând și dacă o luăm în ordine cronologică, primul este examenul de bacalaureat. Da. Este examenul de bacalaureat, este primul examen, din păcate, dacă mă întrebați pe mine, cred că, repet, din păcate, este primul examen pe care îl susțin elevii, ceea ce, din punctul de vedere, nu este foarte în regulă, pentru că până la examenul de bacalaureat, elevii participă numai la o serie de evaluări care nu au niciun fel, nu le îngrădesc dreptul de a merge într-o parte sau în altă parte. E primul examen serios din viața lor, practic. Este și, nu numai că este serios, este și primul examen. Acesta poate să le deschidă foarte multe oportunități, dar depinde foarte mult ce au făcut elevii în acești 4 ani. Într-adevăr, este ușor, este bine să nu te întrebe nimeni 4 ani de zile despre ceea ce faci, este bine să treci foarte ușor, este bine să simți anii de liceu trecând foarte ușor, dar vine acest examen, care în ultima vreme a devenit unul chiar foarte serios, și odată cu acest examen, nepromovarea lui poate crea anumite inconveniente, deși noi vedem nepromovarea lui, o vedem oarecum destul de tragic, pentru că îngrădește dreptul către eventuale universități, politehnici, dar există și școli post-liceale și alte în prezent alte forme de învățământ care pot absolvi elevii care absolvenții care să nu reușească să promoveze acest examen de bacalaureat. Acum, din punctul meu de vedere, ceea ce privește liceul la care eu activez, din punctul meu de vedere, noi avem, în ultimii ani am avut rezultate, aș putea spune, în fiecare an constante și poate din ce în ce mai bun. Trecem vara de 70% la probabilitate, ajungem peste 80 și ceva
85-87 la seria curentă, ceea ce din punctul meu de vedere este un rezultat foarte bun. Și este unic în județ la acest nivel. Este... Vă plasează undeva chiar peste colegiile teoretice. Peste unele colegii da, teoretice. Peste unele, da, corect. Acum, pentru noi, ca să avem aceste rezultate, muncim foarte mult. Colegii mei muncesc foarte mult. Considerăm că depunem foarte mult efort. Ne facem planul la începutul anului, ceea ce ar trebui să facem. Gândim activitățile noastre undeva pe mai mulți ani de zile, să aibă o finalitate undeva în 2, 3, chiar în 4 ani de zile, să asigurăm elevilor un proces educațional cât mai concret, cât mai aplicat și care să le asigure succesul eventual mai departe în continuarea studiilor, dar și în trecerea rapidă pe piața muncii. În acest sens, avem, fiind un colegiu tehnologic, în primul rând ne-a interesat foarte mult să avem un... Să avem parteneri economici și pentru asta am urmărit să asigurăm școlarizarea în specializări foarte cât mai ancorate în nevoile agenților economici, în nevoile pieței de muncă, în ceea ce pot face, care să le asigure și pe de altă parte și trecerea repede și facilă în învățământul universitar, adică care să se completeze cumva specializările din liceu, să-și găsească mai departe completarea în specializări în învățământul universitar și în specializări căutate. De asemenea, punem foarte mult accent pe actul educațional, pe disciplinele de cultură generală, iar în acest sens, poate cel mai important lucru ar fi de menționat că în cadrul instituției avem foarte multe cenacluri, avem foarte multe cursuri opționale, avem curs de artă dramatică, cursuri gratuite de informatică, avem o academie Cisco și foarte multe, în care asigurăm foarte multe facilități pentru elevii noștri. Noi considerăm că o educație bună înseamnă nu numai elevul să știe parte practică, parte teoretică, mă refer aici la cultură generală și mai departe considerăm că trebuie să realizăm un număr semnificativ de activități extracurriculare care să-l ajute pe copil să se dezvolte personal, pentru că un copil care nu este dezvoltat, un elev care nu este dezvoltat personal, care nu reușește să se dezvolte personal, nu este un elev care va reuși în viață. Va avea tot timpul anumite probleme de acomodare, de integrare în societate. Și atunci, prin aceste activități extracurriculare, reușim să-i aducem pe elevii, să-i ținem în școală, să le asigurăm acea educație care are nevoie. Este adevărat că în ultimii ani, nu numai la liceul nostru, dar la toate liceele, situația s-a schimbat, iar problemele cu care se confruntă școala românească în ziua de astăzi sunt altele față de care cu care se confrunta acum 10 ani. Dacă mă întrebați pe mine, școala românească, așa cum este ea acum, nu este pe deplin pregătită să facă față noilor provocări cu care se confruntă ale realității cotidiene. Și aș începe aici, în primul rând, cu faptul că a crescut foarte mult, de exemplu, în rândul populației școlare și cred că nu numai în școala mea, rândul elevi, a crescut populația care provine din, să zicem noi, din zone cu risc mare de abandon școlar. Și mă refer aici la elevi care au părinții plecați, unul sau ambii părinți plecați în străinătate, au crescut numărul de au crescut sărăcia, iar sărăcia se manifestă prin șomaj, iar elevii care provin din astfel de familii sunt primii predispuși la abandon școlar. Poate și cei care fac naveta sunt o problemă. Naveta, elevi care nu și mai permis să stea la internet și atunci trebuie să facă naveta, multe ori pierdute pe navetă, care din anumite și din acest motiv există riscul să nu mai aibă același randament. A crescut numărul populației școlare, mă refer, care provine din mediul rural,
care, tocmai ce spuneam de navetă și faptul că în special în mediul rural au dispărut agenții economici și atunci iată iarăși a apărut această problemă economică, iar elevii sunt în această zonă de risc. Și atunci noi ne-am gândit să oferim un pachet și să luăm acele măsuri, să fim oarecum proactivi, să nu așteptăm, să nu fim reactivi, să luăm măsuri după, să fim un pic proactivi și să venim în întâmpinarea elevilor, problemelor care ei se pot confrunta. În acest sens, am înființat în cadrul instituției noastre o fundație, nu am înființat-o eu, am înființat-o regretatul profesor Dumitru Bunoiu în 97, a fost prima fundație de acest tip din țară, se numește Fundația Gheorghe Magheru, este fundația elevilor, părinților și a profesorilor de la Colegiul Tehnic Gheorghe Magheru, iar prin această fundație încercăm să realizăm acele activități de care elevii au nevoie să se poată dezvolta. Și, de exemplu, aș aminti aici câteva proiecte care cred eu că ne ajută foarte mult. Este vorba de realizate prin fundație. Este vorba de proiectul Singura Casă, este vorba de proiectul Un Zâmbet pentru Tine și multe alte proiecte prin care încercăm și alte proiecte prin care încercăm să aducem copiii în cadrul unor cercuri, cum ar fi cenacluri literare, cluburi de informatică, club de teatru, implicăm în editarea unei reviste școlare, în editarea și realizarea de filme cu care să participe mai departe la diverse concursuri și festivaluri, astfel încât elevii să nu se simtă marginalizați. De asemenea, prin aceste activități am încercat să strângem fonduri și să putem oferi burse private, burse de susținere prin care să ajutăm elevii și familiile lor, să ajutăm familiile și implicit elevii să rămână, să poată să-și continue studiile. Bursele oferite de noi sunt mici, dar sunt suficiente ca să ajutăm un elev să nu abandoneze școala. Chiar dacă îi plătești doar naveta, 70-100 de lei pe lună, nu este o sumă mare, dar poate această sumă poate face diferența între un copil care poate să reușească în viață și un copil care se va pierde, care va deveni mai târziu un asistat social. Acum, în ceea ce privește partea, să zic, de pregătire, tot timpul ne-am gândit că, fiind un liceu tehnologic, primul lucru ne-am gândit că trebuie să avem specializări care sunt căutate în țară, dar și peste hotare, pentru că trebuie să le clădim acestor tineri că granița începe undeva la granița Europei, granița țării, granița în care ei se pot manifesta începe undeva la Marea Neagră și se termină undeva la Oceanul Atlantic. Și atunci este bine să le arătăm direcția că au și alte oportunități, că au și alte șanse și că trebuie să le fructifice. Și în acest sens am încercat să găsim parteneri pentru a realiza stagiile de practică atât în țară, dar și în străinătate. Iată, acum ne putem lăuda cu o hartă a parteneriatelor școlare internațională, una, zic eu, de excepție, în care elevii noștri merg, realizează stagiile de pregătire practică, obțin note calificative, care mai departe reîntorși în țară sunt transformate în note conform standardelor noastre românești și mai departe trecute în catalog. Apropo de aceste parteneriate asupra care vom reveni, pentru că aveți foarte multe proiecte, de fapt o marcă înregistrată Magheru, în sensul că în momentul când vorbești de Magheru se vorbește de foarte multe proiecte cu fonduri europene, însă pentru că suntem la momentul în care disecăm sau în orice caz încercăm să promovăm și o ofertă școlară,
apropo de admiterea la liceu, m-ar interesa, sau cred că telespectatorii ar fi interesați, să afle mai multe chiar din această bucătărie internet. Clar, aveți o ofertă diversificată de posturi, dar de profile. În același timp, însă, ea a fost certificată în anii aceștia deci sunt copii de vor să meargă la medicină mai târziu. Sunt foarte mulți care nu aleg o variantă teoretică care are un profil la fel, ci merg, vin la maghiarul pentru că știu că sigur pot să ia la medicină umană sau veterinară, pot să meargă la politehnică pe diverse domenii și cu rezultate foarte, știu că merg, școala de informatică este foarte bună și automat au succes în diverse domenii. Cum ați reușit să faceți asta? E, până la urmă, cred că interesează pe foarte mulți, poate chiar și din colegii din învățământ, care este rețeta succesului, cum se spune. Păi, în primul rând, seriozitatea. În primul rând, seriozitatea și trebuie discutat cu elevii, discutat cu familiile lor, că fără seriozitate acest lucru nu se poate realiza. Într-adevăr, avem foarte mulți elevi și în acest an care deja se orientează către farmacie și medicină veterinară. Medicină veterinară, chiar foarte mulți, asta ar fi în top. Poate faptul că la aceste profile fac foarte multe ore de biologie, microbiologie, chimie, poate sunt discipline care și foarte multe specialități, discipline de specialitate care sunt foarte înrudite cu disciplinele, cu biologia, care probabil îi ajută în a profesa mai departe. De asemenea, avem prin specializări, prin specific, elevii sunt specializări la care elevii ies deja laboranți, iar asta este un lucru destul de bun pentru că este ceva căutat. Îi ajută mai departe în, așa cum spuneați, în anumite specializări la universitate, dar și prin specializările pe care le avem de laborant și de informatician, pe care le avem la domeniul informatică și domeniul protecția mediului, mă refer la învățământul post-liceal, unde ne-am acreditat pentru la alte profile, domeniul informatică și domeniul protecției mediului pentru laboranți, sunt fiind singuri din județ, lucru care pe această nișă, unde am pătruns relativ bine, profile cerute, profile căutate, acest lucru, cred eu, că faptul că ele sunt căutate acum se datorează și faptului că noi am muncit foarte mult, muncim foarte mult cu elevii, muncim foarte mult cu absolvenții, nu ne este indiferent ceea ce fac ei cum se prezintă la bacalaureat și mai ales ceea ce fac ei după bacalaureat. Încercăm să-i conciliem, încercăm să-i îndrumăm, încercăm să le arătăm anumite avantaje pe care le-ar avea, de exemplu, dacă în loc să-și aleagă o carieră în România, și-ar alege o carieră într-un stat din Uniunea Europeană. Încercăm să le arătăm oportunitățile pe care le-ar avea acolo, modul și, de ce nu, modul în care ei pot accesa o astfel de poziție. Poate cel mai mare cel mai mare avantaj pe care l-am avut noi în urma participării la aceste proiecte, și mă refer aici nu neapărat la profesori, pentru că scopul nostru nu este să trimitem foarte mulți profesori în străinătate să se specializeze. Trimitem, dar nu neapărat acesta este scopul. Scopul nostru este să reușim să trimitem elevi, să schimbăm mentalități la elevi, să le arătăm că există alte oportunități și să le arătăm că chiar dacă la noi există sentimentul că cu școală sau fără școală este tot aia, dincolo școala este foarte importantă și este privită cu tot și cu totul altfel. Ar fi multe de spus. Eu, părerea mea, printre altele, că sunt acele unele profile, sunt la fel la mai multe licee. Faptul că copiii merg într-o anumită direcție sau părinții direcționează în direcția respectivă ține cont și de performanțele obținute pe materia respectivă. Și sunt foarte multe rezultate. Mi-a rămas, apropo de această chestie, există o olimpiadă națională
în care cei de la maghiar au luat locul 1 și 2. Deci da. Nu e prea ușor și în același timp, nu știu dacă s-a mai întâmplat pentru un alt liceu în țară, să ia primele două locuri. Nu, este prima oară în istoria acestei olimpiade când primele două locuri sunt ocupate de elevi de la noi, dar nu numai, de fapt, la două clase diferite, dar nu asta este important. Să știți că nu numai la, vorbim aici de specializarea tehnician, analize produse alimentare, unde elevii învață să ia probe din alimente, să vadă dacă sunt falsificate, dacă sunt corect, dacă s-a păstrat rețetarul, dacă substanțele care sunt acolo sunt conforme cu ceea ce trebuie, dacă sunt alterate, să creeze diverse culturi. Nu numai aici am reușit să obțin rezultate foarte bune. Vă spune că rezultate foarte bune am obținut și la Olimpiada de Protecția Mediului, dar și nu numai. Vă spune că, deși suntem liceu tehnic, am avut copil la faza națională la Haimoviș, la București. Acum, la Petru Poni, am avut copii care s-au calificat la faza națională. Acum, din păcate, nu vor participa pentru că, și este al doilea an, când acești doi copii nu participă, pentru că în perioada în care este planificată Olimpiada, există, noi organizăm de obicei taberele, organizăm proiectele, deci da, stagiile de pregătire ale lor în străinătate și până acum majoritatea au optat în favoarea acestor stagii. O să revenim asupra acestei situații. E normal pe undeva, adică nu e de acolo să te duci și să te formezi 3 săptămâni în Portugalia, cum este cazul acum, Italia, cum a fost, Anglia și alte țări. Vom reveni la asta, însă avem și niște imagini adunate cu, să zicem așa, cu complicitatea colegilor de dumneavoastră de liceu, câteva de la diverse activități. O să rog pe... Da, evenimentul s-a petrecut chiar astăzi. Este vorba de diseminarea unui proiect făcut prin Fundația Maghiaru, dar un proiect foarte important. Da, este vorba de un proiect prin care încercăm să pregătim trupa de teatru a liceului, dar ne-am gândit că n-ar fi corect să pregătim numai 10 copii și ne-am gândit să ne ducem undeva către 50 de copii care să-i pregătim și care să pregătească piese de teatru care să fie mai departe jucate în Italia, în Suedia, în Spania, Polonia, Lituania. Iar acum diseminăm o parte din aceste rezultate. Este un proiect care se desfășoară pe 2 ani. Chiar am avut de... am beneficiat de o monitorizare la acest proiect din partea agenției. Iar după... chiar înainte să văd... aici le vedeți pe actorul Cristinel Dobran, care este parte în acest proiect, care pregătește... Iar aici am deja trecut la festivitatea de premiere a absolvenților. Desfășurată tot în săptămâna trecută. Da, săptămâna trecută era și banchetul lor și am dorit să le facem pe toate odată ca să nu pierdem foarte mult timp și să putem mai face încă un pic de pregătire cu ei. A fost predată cheia de la cel mai bun elev de clasa 12-a către cel mai bun elev de clasa 11-a. De fapt, e vorba de la un elev de clasa 12 care a câștigat medalie de argint către unul care a câștigat medalie de aur. Deci crește. Da, sperăm să crească. Sunt deja absolvenții noștri, absolvenți pe care, așa cum am spus lor, eu consider că deja sunt suficienți de bine pregătiți pentru viață, bine pregătiți pentru examenul care îi așteaptă. Deja sunt în fața școlii, deja celebra poză cu statuia lui generalului Maghiaru. Aici când își aruncă, deja e tradiție. Da, deja trecem în proiecte. Aici cred că sunt undeva în Portugalia. Da, aici sunt într-un liceu din Portugalia unde au fost evaluați. Aici sunt într-un institut de cercetare din Portugalia, un institut foarte mare. Îi vedeți pe elevi lucrând, de exemplu aici creșteau protecția, și la protecția mediului făceau culturi de bacterii, analizau
conținutul apei, dacă ce fel de alge conține, dacă sunt periculoase, ce măsuri luau, dacă solul este bun, ce se poate planta pe el. Fata aceasta a luat o medalie de argint. Iar eu cred că aceste proiecte pe mine au ajutat foarte mult, pentru că elevii care au participat în aceste proiecte au obținut rezultate. Iar aceste medalii spun de la sine. De exemplu, aici este o elevă la Tehnici Analize Produse Alimentare, în halatele albastre. Halatele albastre le primeau la institut și trebuiau să le arunce imediat, erau de mică folosință, trebuiau să le arunce imediat după ce ieșeau din laborator. Aici adică făceau anumite analize pe medii de cultură de bacterii. Aici cred că sunt cu un an anterior. E vorba de o generație anterioară. Aici tot niște colege. E vorba de colege de la Protecția Mediului și Industria Alimentară, care au beneficiat de un stagiu în străinătate. Tot elevi aflați prin diverse proiecte. Cred că sunt cu un an mai mare. Aici cred că erau într-o stație de tratare a apei, tot în stagiu. Aici cred că sunt undeva în Anglia. Cred că este vorba de elevii de la tehnică de calcul, care lucrau în centre de montare și depanare a sistemelor de calcul, a calculatoarelor, de realizare de rețele. Da, au fost doar câteva dintre imagini, ele sunt mult mai multe. Acum, elevi de la Magheru sunt plecați într-un stagiu în Portugalia. Da, sunt plecați chiar acum într-un stagiu în Portugalia, au intrat deja în pâine, încep să se acomodeze. Sunt elevii pe tehnician tehnică de calcul, sunt elevi pe laborant chimist de laborator. Imediat va trebui să plece și elevii de la tehnician analize produse alimentare. După aceea vor continua cu tehnicienii ecolog și protecția calității mediului. Și toate se vor termina undeva în toamnă cu elevii care din trupa de teatru care vor susține o reprezentare în Polonia. Și acum nu știu dacă înaintea lor sau după ei vor fi elevii din proiectul Euroscola, cei 25 de elevi În care octombrie fac ei deplasarea. în octombrie, deci Da. înseamnă cam tot pe acolo, Da. dar tot pe acolo, ele sunt prinse în anul ăsta, dar au fost decalate un piculeț pentru că sunt foarte multe activități atât la noi cât și la partenerii noștri. E vorba de elevii care au fost prinși aici în mai multe activități, mai multe proiecte și în proiectul nostru fiind premiat la nivel european, 25 de elevi vor vizita Parlamentul European de la Strasburg, iar liderul elevilor de la Colegiul Gheorghe Maghieru va avea șansa să se adreseze parlamentarilor europeni chiar în plenul Parlamentului la Strasburg. Da, interesantă și această, care arată o paletă destul de variată Da, considerăm că într-adevăr trebuie să facem carte, considerăm că trebuie să asigurăm pregătire practică, dar trebuie să asigurăm și o pregătire extracurriculară care din punctul meu de vedere este foarte important. Faptul că un elev, de exemplu, v-aș putea spune așa că un elev care, ce am observat noi în ultimul an, elevii care scriu la revistă, elevii care machetează și asigură partea informatică de realizarea revistei, elevii care sunt la clubul de teatru, elevii care participă la, să zicem, la cursurile de informatică, pentru că ei participă la aceste cursuri, sunt gratuite, sunt evaluați și pot să primească acea, în cadrul Academiei Cisco, gratuit, diploma de tehnician IT. Faptul că ei participă la aceste cursuri, să știți, indiferent că provin din zone de risc, ei nu abandonează. Ei rămân în școală, ei reușesc să termine școala, ei promovează examenul de bacalaureat, ceea ce înseamnă că noi reușim să ne atingem țelul. Că până la urmă, asta este scopul nostru, să asigurăm elevilor noștri o educație de calitate care să le permită mai departe să reușească în viață.
Bun, pentru cei care se uită la noi și așteaptă încă, o să se întâlnească în zilele următoare și cu un spot publicitar care va rula, la fel ca se întâmplă și cu alte licee, cu oferta. Aș vrea să încercăm să amintim acum ce ofertă este pentru clasa a noua, pentru elevii de clasa a noua, pentru că este o ofertă, eu o știu deja, e una destul de complexă, inclusiv învățământ profesional. Nu. Nu? Iată nu. O informație nu. Falsă care vi-o dau și nu. Îmi cer scuze pentru asta. Anul acesta nu avem. Da. Și în același timp o să o repetăm la finalul emisiunii pentru cei care s-au uitat la noi. Deci care este oferta școlară? Da. Anul acesta nu avem, din păcate, ofertă pentru învățământul profesional. Avem, în schimb, ofertă pentru învățământul liceal și post-liceal. În primul rând, pentru învățământul licean, asigurăm școlarizare în două clase de tehnician analize produse alimentare, două clase de tehnician ecolog și protecția calității mediului și o clasă de tehnician tehnică de calcul. De asemenea, oferim pentru învățământul post-liceal pregătire în domeniul informatică, tehnician infrastructură, rețele de calculatoare, pentru domeniul protecția mediului și resurse naturale, ca o completare la ce am avut la liceu. Avem tehnician laborant ecolog, tehnician pentru confecționare produse textile, avem tehnician designer vestimentar, iar la școala tehnică de maestri avem maestru electromecanic. Da, o ofertă foarte generoasă, am putea spune. Vă mențineți un număr de, deci liceu zi, 5 clase, dacă am înțeles. Practic, da. Doar colegiile, în general, colegiile teoretice au atât de multe, pentru că în ultimii ani liceele tehnologice încep încet, încet să mai reducă din ofertă. Sunt și altele, cum să zicem așa, cu un număr mai mare de clase, dar, în general, s-au pierdut foarte multe clase în ultimii ani la învățământul tehnologic. Da, acum am înțeles că s-a redus numărul de elevi, am înțeles, dar să știți că la noi avem și 6 clase, pentru că atunci când ne-au acordat 6 clase pentru școlarizare, noi am realizat. Deci nu e problema să nu se completeze clasele. Problema e de da. Câte se acordă, noi sperăm să nu avem foarte mare emoții în realizarea planului de școlarizare, dar pentru noi important este ceea ce facem mai departe și ceea ce oferim elevilor. Asta este mai important. Ce reușim să transferăm mai departe elevilor, cu ce pleacă mai departe de la noi și cum reușim să-i ajutăm. Asta este ceea ce este important. Și cred eu că este ceea ce contează până la urmă. Nu, în momentul când un elev sau secundat la vârsta asta de clasa 8-a și de părinți se uită să aleagă un viitor liceu și aleg varianta tehnologică pentru că cu teoreticele practic e încă o luptă ilegală la acest inegală între liceele teoretice și liceele tehnologice, pentru că deocamdată atracția în continuare pentru copii foarte buni ia mai ușor teoreticul decât tehnologicul. Deci trecând la asta, părinții și copiii se uită și am vorbit deja, dar se uită în general pe rezultatele de la bacalaureat. Asta e primul lucru. Bă, se duce 4 ani, are vreo șansă să obțină diploma sau 4 ani trece ca găsca prin apă, cum se spune. Apoi, rezultatele, performanțele la nivelul liceului și automat, deci învață și ceva acolo, poate deveni om și aici aveți o paletă largă, deci nu devine numai, nu învață numai, să zicem, disciplina respectivă să ia bacalaureatul, devine și un alt om, mult mai complex, un dezvoltat la cerințele secolului 21, sau cel puțin încercat de acest lucru, și atenție, foarte important, mie așa mi se pare, nu e de acolo ca timp de mai mulți ani unii dintre copii, alții măcar o dată au sejurul acesta, să facă practica aceasta de 3 săptămâni într-o țară a Uniunii Europene, mie mi se pare fantastic și o deschidere foarte mare pentru că ei se confruntă, văd acolo care sunt cerințele și unii dintre ei, din fericire pentru ei, din nefericire pentru noi ca țară, aleg până la urmă să plece în afară. Acum am să vă spun așa, de câte ori am fost eu personal cu elevii, vă pot mărturisi că nu a fost dată în care cei de acolo, de la centru, să nu facă o ofertă
pentru cel puțin un elev care să vină după absolvire la ei sau să lucreze pe perioada verii. De asemenea, vă pot spune că elevii care au participat în un astfel de proiect se schimbă radical. Înțeleg importanța muncii serioase. Schimbă, de exemplu, atitudinea față de activitățile școlii, față de modul în care privesc, de exemplu, învățarea unei limbi străine. Pentru că chiar dacă ei stau acolo câteva săptămâni, faptul că li se predă că trebuie să ceară de mâncare, că trebuie să orice discută în limba engleză, indiferent că se duc în Italia, în Portugalia, în Germania, în Spania sau unde au mai fost ei, faptul că ei în Polonia, faptul că ei merg și trebuie să vorbească numai limba engleză, au practic un salt de acesta fantastic. Își îmbunătățesc cunoștințele lingvistice, dar schimbă atitudinea față de limbă, au rezultate când se întorc la școală, povestesc colegii mei că au rezultate mult mai bune, mult mai se comportă altfel. Au rezultate bune mai departe la bacalaureat, au motivația muncii. Știu că dacă au rezultate, după aceea îi așteaptă ceva bun. De asemenea, spuneați că eu cred că munca este foarte importantă și am să vă dau un exemplu. Iată acei copii de care vă spuneam că sunt prin cenacluri. Acum, cenaclul la noi, George Țărnea, nu știu câte licee se pot lăuda că George Țărnea a venit la liceul lor de nu știu câte ori, de mai mult cum ne putem lăuda noi. Nu știu câți... Regretatul George Țărnea, că probabil dacă ar mai trăi ar veni și în ziua de astăzi la liceu. Cât se pot lăuda că câți elevi se pot lăuda sau absolvenți deja de acum că au trecut ceva ani, că au poze cu George Țărnea la activitățile la care dumneavoastră participa la liceul Maghieru. Câte licee se pot lăuda că au în fiecare an lansări de carte, invitați scriitori locali și din afara județului. Și cea mai galonată revistă școlară din județul Gorj. O revistă școlară foarte bună. Uitați-vă la, în fiecare an, la Tinere Condé, reușim să luăm premii, poate nu întotdeauna premiul 1, dar suntem acolo premiul 2, premiul 3, mențiuni, deși nu avem profil filologie, dar suntem acolo. Suntem la Disciplina de Tehnologie a Informației. Suntem cu premii, suntem cu premiul 1, suntem cu premiul 2, suntem cu mențiuni, ceea ce înseamnă că ne zbatem. Avem rezultate bune și la celelalte discipline și asta spune foarte mult de modul în care vedem noi actul educațional la liceul Maghieru. Avem rezultate bune la educație fizică și sport. Echipa de fotbal mi se pare că a obținut mențiune sau premiul 3. În orice caz a fost în semifinalele competiției. În semifinalele competiției, în condițiile în care noi suntem un liceu foarte mic, în care avem populația școlară este preponderentă mai mult de fete decât de băieți. Da, e mai greu să facă o echipă de fotbal și numeric, dar și cu valori. Și cu toate astea suntem acolo. Asta înseamnă că fiecare pe părticica noastră, mă refer la colegii mei, își fac o activitate de foarte bună calitate, care este, zic eu, foarte apreciată și de părinți și la nivelul județului. Nu cred că am fi reușit să facem ceva liceu Maghieru dacă n-am fi beneficiat de un corp profesoral de elită, de un corp profesoral, cum cred eu, că mai rar la anumite, mai rar la toate liceele, iar eu am avut șansa, am avut onoarea să lucrez alături de ei. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că la liceul Maghieru a fost tot timpul o elită de cadre didactice, o pleiadă de cadre didactice de excepție. Și mă refer aici începând cu profesorul, Dumnezeu să-l ierte, regretatul Cârstoiu, profesorul Dumitru Bunoiu, Sanda, dar și mulți alții profesori care deocamdată care activează, mă refer aici la domnul director Gorun, la domnul profesor Mergea și mulți, mulți alții, vreau să nu omit pe nimeni. A fost o generație care au dus permanent, au ținut liceul foarte titură sus. 2, da? Da. Cât iar... se pot lăuda că au, vorbeam de teatru, iacătă prin această activități de teatru care noi ne simțim
trebuie să le ducem mai departe, pentru că iată că avem rezultate foarte bune la teatru. Am avut o grămadă de copii care din trupa de teatru s-au dus mai departe la Universitatea de Teatru. La Târgu Mureș au fost ani când din cele 5 locuri la fete, primul a fost luată de un copil de la noi. Actualmente la Elvira Godeanu există actori, tineri actori, care după ce au terminat, au fost în trupa de teatru, au baleat un pic prin Ardeal, iar acum au ajuns în Târgu Jiu la trupa de teatru. Nu știu câte licee se pot lăuda că au pregătit prin activități, prin extracurriculare, au reușit să pregătească elevi care să reușească la teatru și mai departe să ajungă actori în Târgu Jiu. Marian Negrescu. Venim și închidem oarecum o tradiție. Marian Negrescu, directorul teatrului, fiind absolventul. Practic se închide o tradiție. Și atunci nu facem altceva decât să continuăm această tradiție. Apropo de tradiție, parcurg în ultimile săptămâni, lucrez la o carte despre istoria învățământului gorjean în perioada comunistă și perioada postcomunistă, cu mare atenție. Și dacă la nivelul anului 1989, maghierul, liceul de chimie, cum se numea atunci, liceul industrial numărul 1, era cel mai bun dintre tehnologice, dar să zicem, existau câteva teoretice socotite mai bune, apropo, profesorii de la chimie au plecat apoi în liceele respective, a fost o perioadă după 90 în care se părea că s-a mai coborât puțin ștacheta, iar dacă privim rezultatele din ultimii 5, 6, 10 ani chiar, cred că e o epocă de cel puțin 10 ani, rezultatele sunt la fel de bune ca înainte de 1989. Practic, din nou, numărul 1 pe domeniul tehnologic este liceul pe care îl conduceți. Aici, să știți, eu îl conduc prin șansa pe care am avut, dar rolul meu este nesemnificativ. Rolul important îl au colegii mei. Colegii mei care reușesc să se mobilizeze, să pregătească pe acești elevi și să se pregătească nu numai la competiții școlare, dar în special pentru viață. Iar rezultatele nu au cum să vină. Într-adevăr, liceul Maghieru a pierdut după anii 90 un corp profesoral destul de semnificativ, dar iată, am reușit în ultima vreme să ne formăm iarăși un corp profesoral, zic eu, bun, și mai mult am reușit în ultima vreme, în ultimii ani, nici nu, poate 10 ani, 7 ani, 5 ani, 6 ani, nu mai știu când, să nu mai pierdem niciun profesor. Ceea ce pentru noi este o mare șansă, pentru că suntem un colectiv unit, foarte cu profesori calificați, nu există o mobilitate foarte mare a personalului didactic, iar mai departe rezultatele se văd. Da, avem și câteva mesaje. Unul dintre ele spune, e de bine, cum se spune, da? Se spune așa, mă bucur că de ziua copilului să avem o emisiune despre unul dintre liceele cele mai importante din județul Gorj. Felicitări! Da, acum cele mai importante, eu mă flatează. Eu cred că important este și școala de la Cătunul, cel mai unde se încearcă puțin luminarea unui copil și cel din centru și așa mai departe. Orice școală în care se încearcă modelarea unui copil, găsirea pentru acesta a unui drum în viață, eu cred că este foarte important, orice școală. Cineva spune așa, nu reușesc să mă dumiresc dacă copilul meu poate să intre la maghieru la un anumit profil. Și aici mă refer la biologie-chimie. Ce medie a fost ultima în anul trecut ca să văd dacă am vreo șansă? Acum, cel mai științe bine... științe naturale sau da, cum se numește acum. Da, protecția mediului, da, să spună. Da, da, ceva de cel mai bine, cel mai bine ar fi să urmăriți exact acele cataloage în care sunt prezentate codurile pentru fiecare liceu și din câte știu eu, acolo apare pentru fiecare specializare separat ultima medie de intrare și nu știu dacă se apare și cumva și prima. Cineva spune așa, e o emisiune interesantă, dar cred că ar fi mai interactivă
dacă ar veni întrebări de la telespectatori. Eu, de exemplu, aș vrea să întreb, apropo de acest liceu, de ce s-a renunțat la uniformă, pentru că era una din tradițiile liceului. Încă nu s-a renunțat la uniformă. Este o tradiție a liceului, ca multe altele. Încă nu s-a renunțat la uniformă. Noi încă considerăm că uniforma este un lucru bun. Nu știam că s-a renunțat. Nu s-a renunțat la uniformă. Nu am renunțat nici la revistă, nu am renunțat nici la teatru, nu am renunțat la multe altele care le-am preluat de la cei care le-au construit până acum, pentru că ei au construit bine. Și noi trebuie să păstrăm tot ce au făcut ei și să le ducem mai departe, să le îmbunătățim. Acum mă gândeam la întrebarea dumneavoastră de mai înainte, persoana care m-a întrebat de medii. Mediile ar trebui văzut, de exemplu, anul trecut, nu mi-aduc aminte dacă la anumite specializări, la Maghiero a fost o singură clasă, deci 28 de locuri, sau au fost 56, pentru că în momentul în care sunt, dacă a fost o singură clasă, 28 de elevi, probabil că a fost o medie, sunt anul ăsta sunt 56, probabil că se va dilua un piculeț. Nu, chiar se leagă cu mesajul următor, spune cineva, ce facem cu liceele tehnologice pentru că trebuie să primească copii care au sub 5 la evaluare națională? Da, este exact ceea ce spuneam la începutul emisiunii dumneavoastră, că practic primul examen este examenul de bacalaureat. Evaluarea care se dă în clasa 8-a este pur și simplu evaluare care nu îngrădește elevul să se ducă într-o parte sau în altă parte. Elevul se poate duce indiferent că are 3 la liceu, indiferent că are 10, se poate duce la liceu. Și atunci, într-adevăr, pot să apară mai departe anumite probleme. Aceste probleme le discutam astăzi cu persoana care monitoriza din partea Agenției Naționale, care era un profesor universitar de la Politehnica București, și discutând cu el anumite lucruri, și el se plângea de faptul că învățământul nostru nu este oarecum foarte bine așezat. Și aș da următorul exemplu pe care îl discutam cu dumnealui. Un elev care provine de la un liceu teoretic, de la o specializare teoretică, poate să fie liceu nu neapărat cu profil umanist sau, de exemplu, teologic, ajunge mai departe să se înscrie la Politehnică. Iar acolo, deși el nu a făcut fizică, deși el nu a făcut chimie, el ajunge să facă fizică, ajunge să facă chimie, ajunge să facă matematici speciale, ajunge să facă specialități care implică toate acestea la oaltă, iar el, mai departe, ori nu dă rezultate scontate, ori mai departe abandonează. Și, practic, acest abandon școlar și această nereușită reușim să o transferăm din preuniversitar mai departe în mediul universitar. Suntem aproape de finalul emisiunii. Cineva spune așa, multe salutări și gânduri frumoase pentru domnul profesor Buzera, un profesor exemplu pentru multe generații. Ceva cu Iustin, fost elev. Da, îl salut. Și încă un mesaj și trecem la ultima serie de întrebări. Spune cineva, aș fi interesat dacă pot să accesez liceul Maghiero la specializarea tehnică de calcul. Au rezultate foarte bune. Da, rezultate foarte bune. Avem elevii care sunt la tehnică de calcul obligatoriu, vor face acel curs în cadrul Academiei Cisco, este gratuit, primesc automat această certificare. Suntem singurii, din câte știu eu, singura instituție liceală, știu că Brâncuș este universitatea, autorizată în acest sens. Au rezultate bune, eu zic să aibă curaj și să aplice pentru... Ca medie, ce ar însemna? De unde s-ar încadra? De la ce medie, să zicem? N-aș putea să vă spun, pentru că, de exemplu, anul trecut nu am avut această specializare. Am școlarizat pe domeniul tehnic, am școlarizat o altă specializare
Și atunci, practic, Practic n-aș nu, ne, putea... nu e un reper. Nu e un reper. Dar oricum se, ia, se intră cu peste 5 clar, nu încă pe Da, discuție, da. Se, apropo de întrebarea anterioară. Da. Cred că peste 5, de asta, dacă mă întrebați pe mine. Ne apropiem de final. Pentru telespectatori acum, e bine să repetăm, o spuneam, o să fie un spot care va repeta oferta, dar ca să se gândească în zilele următoare, în săptămânile următoare, până fac și opțiunea, repetăm puțin oferta. Da, uitați-vă, nu știu câte minute m-am, dar eu două. Am două. Da. Bun, atunci doar o să repet. Este vorba de două clase tehnice, analize produse alimentare. Și foarte pe scurt, aici sunt elevi care învață, ia probe din alimente, le verifică, le certifică, spun dacă sunt conforme sau nu sunt conforme. E o specializare care se găsește mai departe și pe verticală în învățământul universitar și se pot continua studiile. Tehnician, ecolog, protecția calității mediului, la fel, iau probe din apă, sol, analizează, cresc medii de culturi, bacterii, apă potabilă, găsesc anumite remedii pentru, în funcție de bacterii, ce consumă, ce mi-au spus repede, ce mi-au spus și mie colegii mei. La fel și pe verticală se găsesc atât în învățământul post-liceal, poți să continui studiile, cât și în învățământul universitar și tehnician tehnică de calcul. Aici este clar ce pot să fac și cu siguranță și sunt a tras foarte atenția, multe... dovadă că telespectatorul a întrebat. Da, deci dovadă da. Că ați spus. Și mai sunt post-licealele. Post-licealele care, unde avem domeniul informatică, domeniul protecției mediului, avem laborant, tehnician, apoi avem domeniul design vestimentar, textile și, școala tehnică de maestri. Deci suficiente lucruri care să vă atragă la acest liceu. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Vă mai așteptăm în acest spațiu editorial. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost cu noi domnul Marius Buzera, directorul Colegiului Tehnic General Gheorghe Maghieru din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere!